Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi fac un nou videoclip cu Bruza, care am făcut videoclipul ăla de 2000 de abonați. Stai, băi, ai venit la furat. E destul de fain videoclipul, n-am ce zice. Astăzi vom vorbi despre minciună și realitate. O grămadă de oameni în România sunt mincinoși. Vă zic un singur exemplu. Spui că ești bogat, dar ești sărac. Și sunt rar oameni care spun sincer realitatea. Așa că vreau să vă arăt în acest videoclip cum este realitatea și minciună. Uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați doar dacă vă place ce fac. Instagramul meu l-aveți în descriere, Bogdan791, dacă vreți să-mi dați urmări. Și hai să-i dăm drumul la videoclip. Minciuna. De ce nu mi-ai dat banii azi, mă? Auzi, dacă stau în punct, arunc în fundul curții, mă chem și tovarășii mei și te calc în picioare. Hai, lasă-mă pace că n-am eu chef de tine. Mă, n-ai bici cum a scăpat. Realitatea. De ce nu mi-ai dat banii azi, mă? Hai. Dă-mi un pumn. Minciuna. Ce s-a întâmplat, frăți? Uite, l-am bătut pe unul, i-am dat un pumn în gură, deși a luat dinții cu forașul. Pe bune, mă? Da, mă, pe bune, i-am dat două bucăți. A început să plângă și nebun la cap. Ce chestie. Realitatea. Ia să mă comentez. Nu da tare, că mă doare. Asta-i? Minciuna. Sunt prieten cu Dorian Popa. Realitatea. Sunt prieten cu Dorian Popa. Poate îți dau un somn, dar numai Dorian Popa visezi. A fost în imaginația ta și așa nu o să te vezi tu cu el. Serios, chiar aveam în imaginația mea, ce tristețe. Și cam ăsta a fost videoclip. Pare nespus de rău că a fost scurt, dar v-am arătat în ghilimele ce e minciuna și realitatea. Acum sper să înțelegeți. Uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați doar, dar doar, dacă vă place ce fac. Instagramul meu la fel, dacă vreți să dați urmărire, nu este nicio problemă dacă nu vreți să dați. Și ne auzim data viitoare cu un nou live sau cu un nou videoclip. Vă pup și multă sănătate, aveți grijă de voi. Shhh.